Daniel, ești mulțumit de cum a decurs pregătirea în această iarnă? Bună ziua! Foarte mulțumit nu sunt, pentru că na, și condițiile, că a fost o perioadă în care a nins, terenuri înghețate, jucători accidentați, cum a fost și Chipirliu, Sierra, Dobrescu, na, jucători importanți. Sperăm ca până la ora jocului să să, să, fie în regulă, să, putem, să ne putem baza pe Dobrescu 100%, nu ne putem baza, dar vedem dacă cei doi vor fi apți. În șase amicale, Steaua obținut trei victorii, două remise și a pierdut o singură dată. Cât de edificatoare a fost pentru tine aceste jocuri? Păi, nu știu dacă pot să spun că au fost edificatoare, pentru că la multe meciuri nu am avut toți jucătorii. Nu am avut, niciodată n-am putut să fac o echipă așa cum mi-aș fi dorit eu. O echipă cu jucătorii, cu toți jucătorii, așa că am semne de întrebare și nici rezultatele nu au fost cele la care eu mă așteptam, dar mai poate în jocurile oficiale o să avem rezultatele pe care ni le dorim. E mai puternică steaua de acum decât cea care a încheiat sezonul de toamnă? eu sper să fie mai, mai puternică. Sunt și jucători noi care au venit, trebuie să integrăm și pe ei, mai ales că sunt jucători străini, nu o să fie ușor. Eu sper să se mobilizeze cei vechi și să îi ajute pe cei noi să se integreze cât mai repede. Să... Nu -avem, n avem timp, trebuie să avem rezultate imediate. Ce ceri Paulinio și Nacho sunt cei trei străini aduși în această iarnă. Ce poți să spui despre ei acum, la începutul campionatului? Pai ce să zic? Sunt jucători care trebuie să vină cu un plus pentru echipă, de-aia am și adus. Acum nu este, nu este ușor, mai ales când îi urmărești pe video. Normal ar trebui să-i să, să urmărești mai mult timp, chiar și la niște meciuri așa live, dar asta e situația. Eu sper să-i să să nimeresc, pentru că cei care au fost Siera și Mancus, eu spun că au fost jucători care au fost transferuri reușite și sper ca și ei să fie. Ai luat în lot în pregătirea această iarnă mai mulți jucători de la Academia Stelei. Cum s-au integrat aceștia? Da, au fost bine. Eu am luat în primul rând să, să fie cu echipa, să se antreneze la intensitatea echipei mari și să, să încercăm să integrăm și pe ei. Acum, mai departe, depinde și, și de ei și de lotul meu. Cât, dacă, dacă mai sunt indisponibili, normal cu să apele și la, și la ei, mai sunt jucători care o să meargă și la prima etapă ca să fie în lot. Eu zic că am luat foarte mulți juniori și sper că în viitor să ne putem baza cât mai mult pe ei. Care este situația lui Chipirileu? În această iarnă s-a vorbit foarte mult de un transfer al său la Buzău. Chipirileu a început antrenamentele normale cu echipa și sperăm ca la meciul cu Reșița să să nu apară ceva și să pot să-l să, -l, să -l folosesc. Nu știu dacă de la început sau pe parcurs, asta vom vedea, depinde și de el cum, cum, se va simți din punct de vedere fizic. În rest, are contract și va continua cu steaua. Sâmbătă urmează primul joc cu ce se merește. Ai emoții? Am emoții la orice meci. Și cu progresul Spartac am avut emoții. E normal, pentru că nici situația din clasament nu mi permite să fiu mai relaxat, pentru că avem nevoie de, de puncte ca să, să, să intrăm în play-off. Ce se merește sau viitorul Pandurii târgojeu ce se Mioven și ce se tonar sunt ultimii adversari stele din sezonul regulat. Dintre cei patru, care îți dă ce mai multe bătăi de cap? Toate patru, dar nu pot să spun în procente care mai mult sau mai puțin. Toate jocurile vor fi grele și nu spun la așa. Tunarea a zis că s -au întări foarte mult. Pandurii sunt și au încurcat și ei multe echipe, de aia sunt și pe locul care sunt. Mioveniu. n-au schimbat foarte mult, așa că... Iar de Reșița e un joc în deplasare cu o echipă bună, care încă și ei speră la, la play Așa că niciun meci nu va fi ușor sau unul mai greu sau altul mai ușor. Toate vor fi la fel. Care e obiectivul stelei pentru această doua parte a campionatului? Obiectivul să prindem play-off. să ajungem în, în play-off un mesaj pentru suporteri înainte de reluarea sezonului? Îi așteptăm să fie alături de echipă în continuare, cum au făcut-o și până acum, și în deplasare și acasă, și să ne susțină și la bine și la, și la greu.